Bună ziua! Da, bună ziua! Ce faci, da? Faci și să-ți dor ce vrei. Bună ziua tuturor! Astăzi suntem la Comisia Electorală Centrală pentru depunerea actelor pentru înregistrarea grupului de inițiativă care ne-ar permite să mergem în toată țara să colectăm semnături pentru organizarea referendumului consultativ cu întrebarea doriți sau nu alegeri parlamentare anticipate. Am depus toate actele, sperăm că nu o să fie nici un piedic din partea guvernării care se va implica la CEC și are o experiență foarte bogată la acest capitol. Va fi înregistrat grupul, pentru noi este important să primim listele care să mergem în țară să discutăm cu cetățenii. În termen de 15 zile, trebuie să ne dea un răspuns. Noi am calculat, am luat în calcul toate posibilitățile de a tergiversa din partea autorităților procesului. Dacă nimeni nu se va implica la CEC, suntem siguri că vom fi înregistrați, că vă dați seama, nu prea sunt temei. Nu sunt temei ca să nu fie înregistrat grupul inițiativă. La evenimentul de duminică, la ședință au fost invitați mai mulți cetățeni decât cere norma legală, doamna Griscopă, cât să în total au participat? Deci, în total au participat, cum a menționat și liderul partidului politic, partidul nostru, domnul Sate, mai bine de 400 de persoane, doar că în lista de participanți cu drept de vot au fost înregistrați 369 de cetățeni și care la ședința din 24 martie au votat constituirea grupului de inițiativă în număr de 123 de colectori de persoane. Deci noi astăzi am venit cu lista de 123 de persoane și foarte mult sperăm că o să fie înregistrat și deja vom porni în acest proces. Da, trebuie să explicăm că de ce anume acest număr, deoarece legea prevede că la adunare trebuie să participe numai puțin de 300, este minimum fix așa cum pentru colectarea semnăturilor trebuie să delegăm numai puțin 100 și noi am făcut 20-30% în plus ca să fim... Cu rezervă, da. Cu rezervă ca să fim siguri că o să fie tot ok. Da, este un număr de semnături cât trebuie colectate... Da, pentru... Dacă va fi înregistrat grupul de inițiativă, vom primi listele de la CEC, trebuie să depunem minimum 100.000 de semnături valabile. Sunt sigur că vom aduce mai mult de 100.000. Și perioada minimă este 2 luni de zile și maximum este 3 luni de zile pentru care colecta. Pentru noi este ok, asta nu este o problemă. Mulțumim. Мы находимся в Центральной избирательной комиссии вместе с нашей коллегой Еленой Грицко. Сегодня мы подали документы для регистрации инициативной группы. У ЦИКа есть 15 дней календарных для того, чтобы нам ответить. Я уверен, что если власти не будут вмешиваться в этот процесс, то в течение 15 дней мы подпишем подписные листы и вместе с вами по всей стране будем собирать подписи за досрочные парламентские выборы. Потому что мы зарегистрировали наш вопрос, хотите вы или нет досрочные парламентские выборы. Зная о том, что 70% граждан страны этого хотят, я уверен, что у нас не будет проблем с сбором подписей. Сейчас главный вопрос, будут вмешиваться желтые чушпанчики или нет. Всем хорошего дня, пока, увидимся.